Primăria a continuat programul de ridicare a autovehiculelor abandonate sau fără stăpân de pe domeniul public. Astfel, din 2016 până în prezent, aproape 4.000 de mașini abandonate au fost ridicate. Municipalitatea susține că un autoturism ocupă în medie 10 metri pătrați, fiind redați astfel domeniului public 40.000 de metri pătrați de teren. În 2016 au fost ridicate doar 184 de mașini, iar în 2017 134 de autoturisme. Din 2019, cifra a urcat spectaculos la 606 mașini eliminate de pe domeniul public. Un an mai târziu, în 2020, numărul rablelor ridicate s-a dublat, ajungând la 1278. Anul trecut au fost îndepărtate 1372 de mașini.